domnilor, vă spuneam, Marcel Ciolacu a avut o ieșire nervoasă întrebat despre scenariul vehiculat de PNL, conform căruia Viorel Hrebenciuc a pus la cale un plan prin care PSD să-l bage pe George Simion în turul al doilea. Ciolacu susține că nici măcar nu are numărul de telefon al lui Viorel Hrebenciuc și nu are ce voturi să împartă. Prim-ministru, există discuții că susține pe candidatul Laur pentru a ajunge în, cum? În turul 2. Cum? Există niște discuții în Știți câte discuții sunt despre fotbal? Despre cel mai care ia balonul de aur? Dacă vreți să discutăm de toate tâmpeniile scuse în campanie, o să ne ia vreo 10 ani să răspundem la ele. Cum să-i cer eu lui Stan? Stane, fă tu niște mulțiri, ia cu 10 peste 2, înmulți cu 3, să-mi iasă că știu eu cât o să aibă, nu știu care. Suntem oameni serioși sau nu suntem? Hai să fim oameni serioși. La... Știi ce ar spune Stan? Păi ăsta nebuni, mă. Ia să mă lase în naibii în pace. Luați în calcul ce eventuală guvernare cu aur, participare. Am spus de 100 de ori. Nu o să fac niciodată guvern cu aur. În schimb, eu o să fac cu PNL-ul. L-ați sunat pe domnul Hrebenciuc să-l întrebați ce ați discutat cu George Simion? Ce să fac eu? Să-l sun pe Hrebenciuc ca să... Stați întâi să fac rost din numărul lui Hrebenciuc ca să... Hai, nu l-am, dar... Deci, e nume public, știu că al meu e la doamna Șoșoacă pe Facebook, dar la mine, al domnului Hrebenciuc, nu l-am avut. N-am avut astfel de... Aveți o întrebare pentru mine, dacă vreți să vă răspund pentru ce au făcut alții sau ce speculații există în presă că ar face alții, că eu împar voturi. De unde să împar voturi? Eu am un vot. Eu și familia mea. Ce voturi să-i cer eu lui Stan să împar? Că zice Stan, băi, e nebun la cap. Despre ce vorbim? Să vă răspund ce?